Salutare, salutare! Nu vă deranjez prea tare, foști colegi și dragi colegi de izolare, că știu că aveți vacanțe prelungite de Rusalii și n-aveți chef de povești prea multe. Da, așa, la o cafeluță merge un pic de discuție. Nu, pe unde sunteți? Unde sunteți? La mare? Bogătanilor, vă permiteți? Un sejur la Mamaia a fost mai scump decât unul în Tenerife. Știam eu că am prieteni bogați aici pe Facebook. A, în drum spre mare. A, ați plecat de vineri și pe la ce autostrăzi avem, vă întoarceți de Rusaliile pe vechi, dacă le ține domnul Teodosie, asta o să vedem. Asta e, mulți au mers la munte. La munte, la pensiuni în Maramureș, frumos, mâncare tradițională, pălincuță și drumeții la muzeu. La care om normal, după ce o băgat bine mâncare tradițională, o mai tras și niște pălincuțe, zice, nu, ce muzeu aveți? Avem muzeul relaxării. Poftiți în șură pe fân să vă relaxați. Acum fiecare s-a dus pe unde o putut. Ați văzut ăștia care nu prea au bani, au ieșit la terase. Care nu își permit o mare, un munte, au ieșit la terase. Și domnul premier Orban a ieșit la terase în centru vechi. E poza aia chiar la început când își toarnă apă plată în pahar. L-a zis domnul Ludovic Orban, a zis grimasa. Nu știe el ce e aia apă, mai ales potabilă. După aia au trecut pe bere. Parcă și-o mai recăpătat un pic de zâmbet. Dan Barna, eternul candidat, el a făcut socată. O băut socată și s-a dat cu trotineta. Bă, oamenii politici știu să se relaxeze. Dar ce în Cioloș nu știm ce a făcut, dar au pus o poză cu o pălincă de zalău de 52 de grade plus. Acum să vedem, poate el mai iuțește. La pescuit ați fost, ați mers, ați prins ceva, ați prins măcar o poveste, măcar o discuție cu prietenii, nu? Că aici, lângă Cluj-Napoca, la un lac, a prins un tânăr, a prins un somn de 1,5 m. Era cât el. E poză, nu-i trucată. Dar m-am gândit, domnule, ce înseamnă să fii ardelean după atâta stat în casă, după atâta lenevială, să ieși din izolare și să mergi la baltă. Și ce prinzi? Un somn. Acum sper că are frigider unde să-l țină, sau i-o fi dat drumul până în sat, că e somnul așa de mare, de se descurcă și până în sat, nu numai în apă. Da, unde? Eu? Am ieșit un pic și eu am în parc. În parc, aici e chiosul, renumitul chios în Parcul Mare și acum s-a dublat frumusețea. Au adus două perechi de lebede albe, până acum era numai o pereche. Frumoase de la Zoo Târgu Mureș, că noi importăm tot în Cluj-Napoca. Noi suntem ca elvețienii, nu prea avem industrie, importăm tot, dar e frumos și bine. Și am văzut niște cununii la foișor, acolo, afară, frumos, mire și mireasă, atât rudele câte erau și ele, atâtea câte erau, ofițerul stării civile, toți cu mască, toți cu mască. Acum așa sunt regulile. Poate e bine pentru mire, poate e bine să poarte mireasa. Atunci când spune da, să poarte măcar mască tot timpul, să nu-i se vadă zâmbetul. Te-am făcut, iubi. Că riscăm să speriem mirele și să o ia la fugă, cum e de aici, din parcul din Cluj-Napoca spre Cluj Arena, și să se așeze pe un loc pentru spectacolul de duminică. Mai tare de asta am intrat aici și de aici puteți da share și pe Facebook, puteți da share și pe YouTube, oriunde puteți să răspândiți această veste. De asta am intrat mai tare să vă spun, să vă ajut un pic de fapt, că weekendul ăsta a fost cum a fost, a fost Rusalii, am mers, am dres, dar problema eternă îi ce facem weekendul următor? Păi știți ce faceți weekendul următor? Veniți la cel mai tare spectacol de stand-up comedy care a avut loc odată pe un stadion în România. O premieră absolută, în aer liber pe stadion, alături de Unguru Bulan, alături de Sasha și de Costi, de la 8:30 seara, pe data de 14 iunie, duminică, da? Pe Cluj Arena. Ce o să fie acolo? Nebunie! Într-o tribună sunt 500 de locuri delimitate pentru voi. Adică acolo sunt cu de toate în ceea ce privește regulile astea de distanțare, da? 2 metri între scaune, scaune dezinfectate. La intrare, dacă doriți, vi se ia temperatura. Dacă nu, declarați voi cât aveți. Dezinfecție peste tot, dezinsecție, da? O să fie poate și ceva de servit, de alegurii, nu știu, dar de ale pipotei, da? Ca să ne simțim bine. Spectacol de anvergură, stai acolo în tribună pe Cluj Arena,
ca un adevărat suporter și te uiți la spectacol, auzi glume. Vă dați seama, zgomotul ăla de fundal, o să fie altceva, vă promit eu. Bilete se găsesc pe intertix.ro și detalii despre eveniment acolo. Datoria mea e să vă anunț să veniți într-un număr cât mai mare. Tot timpul ziceam așa, veniți într-un număr cât mai mare, acum zic, să fiți acolo 500, da? Pentru grupuri mai mari, distanțarea socială rămâne aceeași. Ce să facem? Astea sunt regulile. Dar asta nu ne împiedică să ne simțim bine, atât eu, atât colegii mei de pe scenă, cât și voi. Vă dați seama, pe stadion. O să ziceți că sunt puține 500 de locuri, poate, dar ce? La meciurile din Liga 1 vin mai mulți suporteri? Hai să fim serioși. Suporterii adevărați sunt suporterii comediei de bună calitate, da? Nu uitați, 14 iunie, ora 8:30 seara, într-o zi frumoasă de duminică, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca. La subsol avem și parcare, nu-i așa? Deci totul se poate rezolva. Dacă nu sunteți din Cluj, poate aveți prieteni care sunt în Cluj, sunați-i, că ei să pornesc mai târziu. Poate pe 16-17 să pornesc spre spectacol. Sunați-i săptămâna asta. Dacă sunteți unde ați fi, în Călăraș, în Buzău, în Slobozia, în Madrid, în New York, și aveți un prieten în Cluj-Napoca, deci Gherla, în zonele limitrofe, chiar și Petrindu, Cuzăplac, Aruncuta, Sâmpaul, Paul, Dodapili, da? Sunați, bă, vezi care nebunul ăla de Benia, ăla cu care râdem pe Facebook și pe YouTube, dar are spectacol cu trei prieteni în 20, la 20:30 pe 14 iunie. Du-te și tu să vezi, și apoi mi-ai povestit cum a fost. Ca să știu și eu când mă întorc în țară sau când viu pe la Cluj, să-l caut, să văd dacă merită. Chiar face și spectacole frumoase. Nu numai ne face să râdem aici. Și pe scenă oare zice glume bune. Mai mult decât am declarat până acum, nu pot. Vă aștept la spectacole. O zi frumoasă în continuare. Să vă simțiți bine în ultima zi rămasă din această microvacanță de Rusalii. Și să ne întâlnim cu bine aici, pe Facebook, pe YouTube. Și la spectacol, 14 iunie, 8:30 seara, Cluj Arena. O zi extraordinară, vă dorește și Nicu Bendea, că nu strică câte o orare. Acum o să ziceți că e soare, că e frumos, da? Mie mi-e frică numai să nu mai fie așa soare și așa căldură și în București astăzi. Ați văzut? De la soare. O lua focul într-o troleibuz în trafic. O lua focul, doamna, imediat, doamna Firea, conspirație, constipație, divagație. Acum, troleul turcesc, da? O arse-l cât o arse, dar se poate repara. Cu ce? O zis doamna Firea că îl repară cu mânuța ei, cu sârma pe care doctorii i-au găsit-o în... Nu vedeți? Ei lucru turcesc, rahat pe băț, dar măcar și repar tu cu mâna ta, cu sârma ta, cu firea ta. Așa că mare grijă la insolație. Cu grijă. Vă salut. Nu se închide. Vedeți? Nici camera nu se închide, că mai vrea să mai stăm. Nu mai. Cafeluța v-ați băut, ăla mea? Nici eu nu mai am. V-ați băut cafeluța, așa că nu vă mai rețin. Închide-te camera. Sesam, șazam, închide-te.